Salut, dragi și bine ați venit la un nou episod FIFA 22 Pack Opening. Practic un episod în care 100% o să iau minim 2 Team of the Season, pentru că pachetul e garantat. Și măcar de acolo vin Team of the Season. Dacă vă place seria, nu uitați să plăsniți și voi butonul de like. Foarte important să vă abonați și legendar de important deja să-mi dați un follow pe Instagram. Și cel mai important lucru de pe planetă, să folosiți codul de reducere CATAXPKG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați și dacă vreți joc ieftin le găsiți pe G2A. Și haideți și pe Fortnite Shop, codul CATA să face milionul de dolari în 3742 de ani. Asta e echipamentul de față, în continuare vânăm Ben Yedder. Poate vine, poate nu, un Neymar, un Mbappé, Marquinhos, toți băieții, să vedem. Hai să-i dăm să sară, lăsați și voi un comentariu cu ce ați primit din pachetul Ozini. De data asta mergem fără player pick-uri, nu mai fac. După experiența trecută am zis, bă, dă un spanac. Astea sunt pachetele, astea două sunt garantate. Nu știu ce jucători sunt prin ligile astea. Parcă aici e, nu mai știu, un DAF sau ceva în genul care avea 5 wick-uri și ar fi scump sau ceva pe acolo. Am mai făcut încă unul din ăsta la plezneală. Ăsta că... Nu, walkout-uri, teoretic. Practic poate să vină 85 și atât. Și aici, din nou la plezneală. Nu știu din nou la și pe ăsta, dar vom vedea. Mega Pack Premium Gold și Gold Pack. Gold Pack. Un singur jucător rar. Icon Moments, Nazario. Oare când o să iasă un predict din ăsta nebunesc? Că și la următorul FIFA o să zic în continuu la gold pack-uri și pachete slabe. Bă, Icon, ceva, nu știu ce. Până când o dată tot se întâmplă, ești nebun și mare predict. Clip viral, 4 milioane de euro făcuți pe dreapta. Uai, dă cap pe Maldive. Vagabondial. Să fie superb. Hai că da. Am trezit. Gold pack. Icon Moments, Nazario. Bă, până la finalul vieții. Tot se întâmplă odată, ești nebun. Odată și odată tot îl pleznesc. Poate nu Nazario, dar tot vine un Icon Moment. Mamă, dar cred că am blestemat contul cu astea. Că nu mai am dat nici măcar board. Bun, Gerson. Gerson, adică Vasile. Bun jucător. Mergem mai departe. Mamă, dar și jocul, meniul se mișcă greu. 75 plus rated player. De aici, sigur pică ceva interesant. Pentru că de aici nu te aștept. Bine, de fapt nici din gol pe acolo nu te aștept, dar în fine. V-am zis? Bă, deci astea cu 75 am văzut că-s manevrate. Nu știu exact care e schema, dar tot timpul e ceva interesant. Ba un inform, ba o vrăjală. Nea Müller. Îl am Team of the Season, ia să zicem până unde dă. Și? A ajuns acolo la măta? La măta în curte? Ii mă că a ajuns, mă, bine, mă. Foarte bine. Înseamnă că odată destul de tare, ești nebun. Bun. Mie că nu l-am dublură. Mega pack-ul. Cred că îl lăsăm ăsta la final și deschidem astea două în față. Că de aici știm clar ce pică. Mega pack-ul din mijloc. 82 plus garantat Team of the Season? Nope. Valverde. Bă, măcar un jucător forță. Un adevărat fotbalist. Joacă right winger, joacă CM, CDM, right back, portar dacă vrei neapărat. Ăsta este un fotbalist. Nu lemne de foc. Samson, ia vezi mă ce fain asta cu Brazil. Green and Black și Sweden. E curios, costă ceva astea? Not bad. Și chiar arată și fain. Bun. În continuare. Vânătoarea de Ben Yedder. 85 plusul. Ăsta cu 10. Bun, hai să-i dăm la asta atunci. Premium Gold Players Pack 80 plus garantat. Nu are cum să dea Team of the Season. Psihologie inversă. Bă, o mers. A, băga mea, credeam prima dată că e Lewandowski. După aia mi-am dat seama, stai un pic, gigele, nu-i bine. Bun. Nea Șcejni. Bă, ăsta știu sigur că-l mai am. Sper numai să fie tradable totuși. Nu cred că am la ce să-l bag sau aș mai. De fapt, aș putea să mai fac încă unul de la cu 75+. A, bun, perfect.
Bang, bang. Foarte, foarte bine. Bun. Ăsta e mai slab sau os? De fapt, stai. Nu, îi dăm la ăsta. 75 plus League One, bla, bla, bla. Am mai făcut din astea. Nu știu dacă am luat. Cred că am luat o singură dată ceva interesant. Dar mai știu la ce ligă. Hai să vedem. Se poate? Hai cu Team of the Season, toti. Bă, deci bagi echipă de 84 la porcările astea și îți dă un jucător de 83. Bine, și în spatele lui probabil alte eliminări. Deci bagi un squad de 84, adică 9 jucători de 84 și 2 de 83, parcă ceva în genul. Și îți dă nici măcar un 84 înapoi și adică, mă, the fuck, how? Deci pachetul ăsta e scam total, nu știu după ce îl mai fac. Ireal de prost. Pana aia. Chiar în halul ăsta, adică. Dă și tu acolo în Team of the Season de la Pearly 90 rating și salut. Da, în fine, aia. Bun, garantat ele. De aici știu că e unul bun, aici habar n-am cine ar fi bun. Așa că îi dăm la asta din mijloc, lăsați și voi în comentarii cu ce ați venit la Super League, toți player pack. Oare pe aici Balotelli? Nici mai știu în ce ligă joacă nea Balotelli. Și este formidabilul. Joacă bine. Serban Coce. Dacă are 90 rating. Deși nici nu mai știu ce am băgat la squadă asta. Parcă 84 pentru el sau ceva în genul. Mergem mai departe la următorul SBC. Că n-avem unde să-l băgăm altundeva. Probabil că o să fac un Icon Moments pentru vineri. Dar nu 100% sigur, mai gândesc. Să vedem un 93 plus din ăla. Belgium Pro League toți player pack. Un DAV ăla sau cum îl cheamă. Nici nu știu ce țară este un DAV. Un singur jucător am din liga asta. Bă, unul singur. Vă las să ghiciți cine este. Unu, deci n-am mai mult din liga asta. Unul singur. Nici n-am știu că e sincer din liga asta, că dacă știam îl băgam tot pe el la SBC. Și a venit exact Salamu. Din toți jucătorii de acolo. Tu ești dar. Asta este, te dau Kixel. Că nu cred că l-am trei double. Respect Salami, ești nebun. Numărul 1, cel mai bun jucător. Foarte bine că a venit. Așa se fac banii, băieți, uite, 20.000 câștigați frumos. Let's go. Am dat un squad de 84, dar am luat bani, ești nebun. Altă viață. Bun, și 85 plus garantat. Da, garantat. 3 bucăți. Teoretic ar trebui să dea măcar un Team of the Season de 90 rating. Cred că ăsta am băgat squad de 86. Nu mai știu. 80 și ceva pe acolo. Nu cred că a fost tot 84. Dar în fine, 85 plus, 3 bucăți, lăsați-vă în comentariu ce ați primit din acest pachet și pentru că știu că o să fie super mega forță, folosiți codul CTX pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați. Team of the Season, Ben Yedder. Bă, mulțumit de fapt, 89 rating, nu e chiar așa, se putea mai rău. Se putea mai rău. Dar se putea și mai bine, adică. Deschidem pachetii ca să ne dea Team of the Season, nu cardurile pe care și când le iei la început de joc ești cumva, hai că e bine că măcar e walk-out și mare rating și de astea. 89 rating Allison, dacă mai e încă un 88 în spatele lui, chiar o merita pachetul, dacă nu e cam mort. Mai dai un 88, hai un cross acolo ceva. Mergi, Gorețc. Ia Bucci și Alisoanele, ambii. Ok, ăsta e 3 double, pe Bucci îl băgăm la SBC, bine oricum toți o să intre la SBC, dar cam fechete cut eu sincer să fiu. Mă așteptam o leacă la mai mult. Team of the Season există și prin Franța de ăștia slabi, nu înțeleg de ce nu pică, dar e ok. Am și mai era pe acolo, Vișca ăsta iar, da și aici un Davu și Vanaken. Și Ito ăla cred că era bun de super sub, dar asta este, poate data viitoare să vedem mâine la premiile de la Vrăjală, League și din ăsta la cu Champions, Playoffs unde nu m-am jucat deloc, dar mi-am jucat. Asta a fost, a și player din ăsta, player pick, nu mai știu exact ce-ți dă, stai să ne scrie cumva, e dă player pick din ăsta la altă. Stai cum văd premiile. Team of the Week 33, până, what? Deci din Team of the Week 33 până în
Team of the Week-ul actual. Dar asta nu sună bine. Există vreun jucător interesant din Team of the Week 33 până în Team of the Week-ul ăsta? În fine. Cam părgeales, dar măcar luăm aici două pachete de 100.000, două pachete de 55.000 sau 50.000, nu știu cât salea. Vom vedea. Cam asta a fost. Mersi la divizionare, nu uitați să folosiți codul KTXPG pe PC Garage. Să lăsați un comentariu cu ce ați primit din premii și panamiera. Team of the Season France pare că trece pe lângă noi fără să primim ceva interesant. Ce să și faci? Salutare, salutare!